Partida dintre FC Voluntari și Gazmetan, contând pentru etapa cu numărul 6 a ligii întâi, pune față în față două echipe cu un moral foarte bun. Almegri au învins etapa trecută Astra Giurgiu, în timp ce ilfoveni au câștigat partida cu vicecampioana FCSB. Referitor la jocul care ne așteaptă luni cu Voluntari, suntem pregătiți pentru un joc foarte greu, pentru că întâlnim o echipă care și-a păstrat în linii mari jucătorii, omogenitate, că vă uitați pe primul 11 pe care l-au folosit în linii mari, să găsiți 8-9 jucători care îi găseam și sezonul trecut, și-au păstrat și banca tehnică, un antrenor pe care eu respect foarte mult, un antrenor care are un nivel foarte bun, foarte ridicat, are experiență bogată în spate și am văzut foarte multe elemente bune la Voluntari din momentul în care el a venit și în sezonul trecut, chiar dacă noi am învins de două ori acasă și afară, dar echipa a arătat foarte bine în foarte multe momente și în alte jocuri, nu neapărat în jocurile cu noi. Și eu spun că o echipă care are organizare foarte bună, care știe ce își dorește de la fiecare joc, care a căpătat o anumită identitate, în plus cu această omogenitate pe care o face o echipă care poate să facă probleme oricărui adversar. În plus, jucăm și în deplasare și trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere pentru un joc foarte greu, de la care ne propunem să scoatem puncte așa cum ne propunem întotdeauna și așa cum abordăm întotdeauna la victorie. La Voluntari e un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Suntem în grafic, suntem pe loc de play-off și vrem să câștigăm și acest meci ca să rămânem tot în primele șase și după această etapă. Cu siguranță la ei dorința de revanșă este foarte mare, pentru că nu a trecut foarte mult timp de la meciul din play-out, pe care l-am câștigat cu 4-0, lotul lor nu s-a schimbat foarte mult, iar acum își vor lua măsuri de siguranță împotriva noastră. Cât de dificilă crezi că va fi partida? Ambele echipe vin după o victorie, voi cu Astra, ei cu FCSB. Ei au obținut prima victorie din acest campionat, acum au și ei moral bun. Nici o partidă nu este ușoară, dar până la urmă cu astfel de meciuri se ajunge în play-off. Partida dintre FC Voluntari și Gazmetan este programată luni de la ora 18.